Astăzi, la Biserica Catolică din Târgu Jiu, zeci de credincioși au participat la slujba specială de sfințire a apei. După ce au primit binecuvântarea, aceștia au așteptat liniștiți să primească apa sfântă. Apa sfințită ne amintește de botezul lui Isus în apele Iordanului de către Ioan Botezătorul și ne amintește totodată și de botezul nostru. De credința în Isus Hristos. La botez noi am primit credința și speranța și dragostea, cele trei virtuți teologale. La fel ca și la celelalte religii creștine, catolicii cred în puterea vindecătoare a apei mari, cum mai este numită apa sfințită de bobotează. Apa prin ea însăși este miraculoasă, apa este semnul vieții. Apa sfințită, dacă omul o folosește cu credință, poate deveni miraculoasă. Depinde de credința omului. Spre deosebire de mulțimea din fiecare an de la bisericile ortodoxe, catolicii s-au organizat mult mai bine și nu au avut astfel de probleme.